Lama este cel mai puternic obiect din viața noastră. Lama Sopa Rinpoche. Din momentul în care am stabilit contactul dharmic cu cineva și recunoaștem acest lucru ca pe o relație lama-discipol, acesta va deveni cel mai puternic obiect din viața noastră, mai puternic decât toți Buddha. De îndată ce am recunoscut pe cineva ca fiind al nostru lama, care ne va ghida spre fericirea vieților viitoare, eliberare și iluminare, și pe noi înșine ca discipolei lui, acesta va deveni obiectul cel mai puternic pentru noi. Deci este un lucru mental. Puterea vine din momentul în care decidem să recunoaștem pe cineva ca fiind al nostru lama și de a crea contactul dharmic cu el din această identificare. Puterea vine din contactul cu dharma și nu depinde dacă el este sau nu o ființă iluminată. Când decidem să stabilim o relație lama-discipol cu cineva, conexiunea cu dharma poate fi stabilită prin primirea unei învățături, a unei inițieri, a jurămintelor sau, pur și simplu, prin transmiterea orală a mantrei Om Mani Padme Hum sau a unui singur verset din dharma. Conexiunea cu dharma nu se formează doar prin ascultarea învățăturilor sau prin participarea la o inițiere sau la o ceremonie de luare a jurămintelor, ci și prin faptul că facem acest lucru, recunoscând persoana ca fiind al nostru lama și pe noi ca discipoli ai lui. Ciocnirea dintre doi atomi pentru a produce energie nucleară poate fi constructivă, ca în tratamentul medical, sau generarea de electricitate, sau poate fi destructivă, ca în explozia atomică. Întâlnirea dintre lama și discipol este similară. Dacă suntem atenți și practicăm bine devotamentul față de lama, putem acumula cel mai mare merit în cel mai scurt timp. Dar dacă nu suntem atenți și facem chiar și o mică greșeală în practicarea devotamentului față de lama, putem experimenta cea mai grea suferință pentru mult, mult timp.